dezbaterea a fost proposată pe o anumită dimensiune, în sensul în care a dat libertate, aproape nețelunică, spune eu, datorită aparatului, ca fiecare să-și expună propriul punct de vedere. Dialogul, în schimb, nu s-a întregat chiar așa cum ne-am fi dorit, chiar de nu a fost o punctă sistematic. Las sala să revină cumva la temă, o să vă rog maxim o întrebare de fiecare intervenient. Și țintită. Da? Deci vă rog să spuneți exact cui dintre invitați i-a adresat întrebarea. Dar vreau să vă și prezentați, ca și vă știți. Și, evident, fiecare tu. Numele meu este Frida Ponta și sunt judecător. Aș avea o sugestie care provine și din experiență personală. Toți vorbitorii sunt impresionați și empatizez cu fiecare din ei. Dar, părerea mea și care, cum zic, rezultă din experiența mea de copil care a mers la biserică, este că religia ar trebui să se facă la biserică. Învățământul religios ar trebui făcut în biserică. Și atunci, n-a mai exista problema cu școala, ce fac elevii care nu vor să meargă la ora de religie, n-ar mai exista problema cu mulți profesori de religie complet chemați și fiecare copil care ar vrea să facă părinți și care ar vrea să facă copii de religie, să aduce la o biserică la care știe că e un prior cu vocație. Și ar fi totul rezolvat. Vă rog de învățământ religios să fie confesional. Am dat confesional. Să fie opțiune. Să fie opțiune. Păi este confesional, este opțiune. Recent, într-un sondaj de opinie de Academia Valori, sau o școală pentru valori, în ziua ce au fost întrebați tinerii care sunt valorile în care ei cred sau la care se raportează. În primul loc, se află valorile sociale, 18%. Apoi vine sinceritatea, prietenia, familia și pe ultimul loc, 1% de Dumnezeu și religie. Mă întreb în această circunstanță dacă Dumnezeu și religia mai este o valoare, de fapt o se poate. Dar în sine, dacă rămâne o valoare, cum o abordăm, cum o prezentăm? Dacă e ceva substanțial și are un preț și îți plătim ceva pentru ea, nu sunt de acord și spun și eu că religia nu este valoare. Dacă e un ceva ce se caracterizează printr-o absență structurală, care trebuie actualizat, care trebuie pus în practică, atunci da. Dacă înțelegem așa valoare. Sau, altfel spus, dacă la religie îi raportăm ca la un ansamblu de practici și culturale și credințe religioase, e... Poftim? Vreau și spun asta, da? Deci dacă înțelegem prin religie un ansamblu de practici culturale și de credințe care mijlocesc omului în legătura cu creștința, ține de un aspect fundamental al ființei umane și nu aș reduce din acest punct de vedere religia la etică. Etica este o culturală, religia face. Normal sunt domenii diferite și religia nu poate fi înțeleasă decât pe propria sa scară de evaluare. Nu putem duce la un alt lucru. Dacă înțelegem religia ta ca experiență, ca fenomen, nu știu sigur, în cazul acesta e un element structural al ființei umane ca om, potrivit și afirmațiilor într-o istorie pentru care și viață, istoricea religiilor, și face parte constitutivă din conștiința lui ca om, sacru și religia. Nu e o etapă în evoluția sa istorică. În urmare, religia consider că trebuie să rămână în școală, nu atât sub aspect confesional, dacă asta deranjează, știu, se poate întâmpla, se poate corecta ceva, dar ca și factor de umanizare
Pentru că nu-și pierde niciodată religia cele două funcții prin limbajul simbolic pe care îl folosește, adică funcția epistemologică și existențială. Totdeauna e trecătoare de sens și de adevăr. Și confirmă omul în existența sa. Acum, vreau să vă întreb ceva, dacă această scădere a importanței religiei în ochii tinerilor se datorează și manualelor școlare. Și ce, la fel și dacă vă evaluați aici și faptul uman, ce importanță. Asta e întrebarea mea, atunci, părinților. Dacă e doar 1%, nu trebuie statistică respectivă. Atunci, n-aș vedea la fierbere în sală. Doar unul dintre dumneavoastră, vă rog, nu. Apropo, depinde ce dar cu sondajul, dacă ne-ai găsit. Da, și unde? Și unde? Sondajele sunt sondajele. Da. N-am înțeles că sondajele? Sondajele, domnul, de asta. Mai tare, nu să sondajele. Sondajele ați văzut? Că sunt marketing. Probabil că sunt unele aspecte care țin și de calitatea actuală. Sunt unele aspecte care țin și de calitatea dascărilor pe din școală, așa cum spunea doamna profesoară. Dar, în momentul acesta, se constată la toate disciplinele. Întrebați copiii ce disciplină preferă să o facă. La primele clase. Niciodată nu veți găsi că majoritatea, să zicem, 80% dintr-o sală, preferă matematică. Pentru că iau 10 ani. Iar în ceea ce privește religia, cred că, într-adevăr, ar fi bine să se facă la biserică. Numai că nu întotdeauna avem posibilitatea să spunem copiilor la biserică totdeauna ceea ce ar putea și se poate spune în școală. Adică problema credinței copilului este una cu spunea persoana care ține de formația omului. Sunt probabil părinți care consideră că nu trebuie să ducă copilul la biserică de mici, mai știm lucrul acesta în calitate de termen. Lasă să aleagă el atunci când e mare. Adică să încep să pun scumul și să-l amarcesc deja când începe să dea rău. E foarte greu. De aceea, prezența religiei școală este necesară, consider. E adevărat. Trebuie gândită, trebuie să vedem calitatea ei să fie într-adevăr, ei să aibă o calitate deosebită, de așa manieră încât copilul să simtă că el crește din punct de vedere existențial în interiorul unor valori. Și aș vrea, dacă vă plac valorile religioase, dați-vă măcar una pe care o considerați că este sub ceea ce noi trebuie să fim în calitate de oameni. Așa, se pare foarte la urmă întrebare, mi se pare important. Da, mi se pare foarte important. Până acum am vorbit despre religie, etică și istoria religiilor, ca și cum ar fi sisteme care nu funcționează până la urmă într-o lume cu sub. Da, vă pus să arăt că sunt sisteme care funcționează și funcționează împreună. Vă rog să nu ne mai separați. Nu, tocmai, eu vreau să foarte recunosc. Scris foarte recunosc mai clar. Dar scoate, afară, până se pare. Părinte, vreau să spun că am subscris la tot ce a spus profesorul Confar. Însă trebuie deja să menționăm aici unul de lucruri care le țin reale. Aceste sisteme au terapaje. Până când eu nu mă înțeleg că de partea cealaltă, umbra, de partea cealaltă a lumii, există o atingere, contiguitate periculoasă între exact aceste valori pe care le menționați, pentru că trăim într-o lume care este excedată de fundamente. Există recrudescențe pe compromiterea temelor periculoase. Nu puteți nega faptul că sunt instrumente atât de subtile, chiar aceste valori religioase, care pot fi deturnate. Și care au fost? Care au fost deturnate la români și care au fost deturnate la români în perioada recentă, și anume o perioadă recentă care nu este studiată instrumentele unor oameni de știință. Mă gândesc doar la istoria legiunii, care nu a fost încă, n-am scăpat încă de ea. Îmi doresc un creștinism care sunt românesc, pe care se pot observa și eventual iubi, care să fie completamente disjuns de această traumă a legătii stat religie, unde am calcat inclusiv o parte din clerul religiat de în anii trecut. Spuneți că avem foarte multe întrebări de bani în sală. Vreau să vă prezentați și să puneți o întrebare.
vreau să vă comentez ceva. Eu sunt Alina Dumitriu și sunt psihoterapeut cu supervizare. Vreau să vorbesc despre copilul meu de 15 ani. Care? Pentru că despre ei e vorba și despre relația lor cu părțile de religie și cu orice religie. Care în clasa 5-a, după ce i s-a spus în liceu Conița, după să verifica cine era acum atandus în luni septembrie, că dacă nu ține mâinile destul de strâns când se închid, o să treacă dracul prin vederii. Și că dacă prinde mâna armă de linii manole, o să ia 10, s-a dus la a treia oră și a spus că ea nu vrea să manuale și nu vrea note, ci vrea să participe doar în ideea că ar putea învăța istoria religiilor. Deci, este un copil de clasa 5, asta mi-a spus dirigenta în prima ședință cu părinții. După ce i-a intrat de acolo, pentru că anii începe de pe clasa 5, adică orele. Și mai vreau să spun că eu cred că responsabilizarea civică nu se învață la religie. Cred că se învață în primii 7 ani de acasă. De când religia, când începe din clasa 1, nu știu, când am dat foarte mare atenție, de la grădiniță, de la grădiniță. Deci deja e prea târziu, dacă au niște modele de parentare nepotrivite, să le mai schimbăm cu orele de religie, cu optica și cu comportamentul și așa mai departe. Cu părerea mea. Și vreau să mai spun că mi-am dus copilul la biserică. Eu nu merg la biserică și nu-s de acord cu ce se întâmplă la biserică, dar am dus-o ca să-și facă părerea ei și a fost dezamăgită. A fost dezamăgită. Nu puteți să spuneți că nu sunt ce la biserică. Nu, cred că discuția va fi ca asta. Deci, prima intervenție noastră conține așa o întrebare și o putem transmite în lucrările noastre. A doua parte, eu așa am finalizat dincolo de tema. Mai luați întrebări? Da, aș dori. Dacă în spate microfonul se anunță comentarii eventual explozive, nu vă comentăm microfonul. Vă rog să-mi formulați întrebări și arătați măcar sfânta răbdare de a asculta încă puțin cu invitații noștri. Întrebări. Dacă ești în mod sexual, așa e fiecare discuție. Candale prin întrebări foarte simple, deci nu? Au câteva dacă vrem la fiecare. Deci, vă rog să vă rog. Mă numesc Ileana Moricu, psiholog de formație și am fost an de 10 ani de lungi de explicații și asist și eu doar la Societatea Sfântului Anistului de Unii. Eu aș vrea să pun o întrebare care se poate adresa la faptul celor trei, deși e legată mai degrabă de valori. Suntem patru. Să spun celor trei care se ocupă mai mult de valori, pentru că dumneavoastră aveți un domeniu foarte clar academic. Este un studiu care s-a făcut în anul 2011 și care este un studiu științific foarte serios. În 86 de școli din România, de 6.000 de elevi în clasa a 8-a și a 9-a. Din care 40%, încerc scuze telefonul ăsta, nu m-aș vrea, nu? 40% și-ar dori un regim militar, 20% și-ar dori primul partid. În comparație, doar 26% dintre adulți, tot adulți din România și-ar dori un asemenea regim. 26% dintre elevi consideră că sistemul democratic e bun, doar 16% dintre adulți. 75% sunt în efort, de dorință aibă persoane de ani de orientare sexuală ca vecini, 60% sunt rasiști, distinguând românii sau persoane identificate cu HIV. Peste o treime evită persoanele de ani de etnie sau religie, 42% în cazul musulmanilor, 30% în cazul maghiarilor, 34% în cazul evreilor. Și ca să nu mai continui, deci sunt niște abateri pe care eu foarte grave la o structură de valori pe care ne-o dorim pentru o societate modernă, europeană. Și aș vrea să vă întreb dacă vedeți o rezolvare în cadrul curriculumului școlar, la religie sau la disciplina etică, sau cum ar trebui să o abordăm așa fel încât să ajungem la ceva care ne dorim cu toți. Dar
care a fost deja răspunsă în intervenția domnului academician Fiorica de la început, care a spus că majoritatea care este rasistă nu își poate impune părerea asupra minorității. De altfel, în statele civilizate, mai civilizate decât România, acest principiu este enunțat, principiul minorității, chiar în Constituție, în legea fundamentală. În Germania scrie clar, o majoritate nu își poate impune niciodată opinia dacă ea încalcă Constituția asupra minorității. Da? Pentru că tot domnul la care încea în frontal cu Constituția. Funcționează de societatea română. Și bineînțeles că sunt alte foarte alarmante. Vedeți, este atunci când există mare frustră și mari nemulțumiri, se caută o identificare a celor responsabili, a dușmanului. Imaginea dușmanului. Cine devine pentru asta? Noi tot timpul asistăm la această situație și cred că puțin dintre noi ar putea să se raporteze la ei și fără să-și reproșeze ceva în privința asta, că suntem foarte nemulțumiți de toți ceilalți. De instituții suntem foarte nemulțumiți. De guvern suntem foarte nemulțumiți. De cler suntem nemulțumiți. De profesor suntem nemulțumiți. Și mai departe. Dar de noi nu suntem. Și atunci la lucrurile, eu cred că aici merg, avem această imagine, cine e responsabil? Păi țiganii sunt responsabili, românii sunt responsabili, evreii sunt responsabili, arabii sunt responsabili, și așa mai departe. Și așa mai departe. Asta este o reacție tipică care poate funcționează întotdeauna în societățile, funcționează în bine. Este un simptom al cuiva. Dacă îmi permite să adaug și eu ceva. Aceasta este o expresie clară a individualismului societății postmoderne în care ne aflăm noi. Practic, postmodernitatea prin aceasta se deosebește de tot ceea ce înseamnă modernitatea. Și eu tot ce discutam și anterioare. Individualismul, realizarea aici și acum mă interesează doar ceea ce mă privește pe mine direct și așa mai departe. E fragmentare pe toate planurile, social, cultural, religios și așa mai departe. Deci, totdeauna explicația o căutăm în altă parte. Iar referitor la un alt aspect care este caracteristic de societății postmoderne, care ar fi trebuit discutat și pe care ar trebui discutat, el este la fel de alarmant. Acest limit anti-instituțional care se observă, din păcate. Este vorba aici numai de biserică, uneori. Este vorba și de alte instituții. Dar cumva aceste instituții sunt împotriva grupului care le-a înființat? Nu cumva cei care conduc în instituțiile respective se întorc împotriva grupului pentru binele proprii? Nu, eu să știți că mă evit foarte bine, nu știu nicio dumneavoastră. Eu sunt mai vă poziționați totdeauna. Sunt mai energic. Și totdeauna când încercați să puneți o întrebare sau să răspundeți la... Da, e ca și cum v-ați adresa unui om care nu vă înțelege sau nu vă acceptă. Eu accept absolut orice părere. Sunt și preot și sunt... Mă rog, prin informație și sunt obligația mea ca să accept orice punct de vedere. Vă dați seama, un om care intră în scaunul spovedanie este obligat, prin definiție, să accepte. Nu trebuie să vă alertați. Că nu, nu. Să am un dialog. Da, putem avea sigur un dialog. Aș vrea să vă explic cu privire la ceea ce a spus pe Ghele. În biserică, dacă mergeți, veți vedea că totul se roagă pentru cei care știți să se roage, pentru cei care spunea Patriarhul Sirian și aceasta atunci, pentru cei care știu să se roage, pentru cei care nu știu să se roage și pentru cei care nu pot să se roage.
E o problemă de ordin de disciplină bisericească, care ține de disciplină bisericească, care la oamenii care se strâng și se simte ce. Bun. Acum aveam de-a face cu o profesoară, probabil, care i-a însăși prin un părca, prea des la biserică, se vadă că trebuie să roagă pentru toată lumea. Și, în plus, viața Mădălina a făcut-o într-o situație de boală psihică. Încă din secolul al V-lea există canonul în această privință, unde Sfinții Părinți precizează că nu se poate face slujba canonică a bisericii sinucigașilor care au dovedit că se sărăcă și vorbeam cu această femeie, știam că a fost bolnavă. De aceea, în înțelegerea pe care Patriarhia o are cu Ministerul, ea își permite să aibă un control mai mare asupra unor profesori de religie, ca acestea să mai spună asemenea chestii care sunt de complot. Că intră diavolul prin complot. De adevărat, nu poate, nu putem face gesturi liturgice oricum. Dar s-a vrut să spui că trece diavolul dracu printre degetele copilului, este folclor curat și avem multe folclor. Dacă te duci la biserică, vei vedea copilul tău în fața așa. Trebuie să știți că acum, doi ani a fost cu tremurul în Japonia, la un moment dat, în jurul Bisericii Crețulescu, au apărut o serie de tineri în funcție cu doamna Penea, care voiau să facă rugăciune pentru morții de acolo. Toți sau aproape toți morții de acord din cauza suspecționarului și așa mai departe, nu erau creștini. Preotul a venit la biserică la ora 10 seara și a făcut împreună cu ei rugăciune, chiar dacă erau creștini. Prin urmare, dacă mergi la biserică, vei vedea altceva decât îți spune ție copilul la școală sau decât crezi tu că se petrece în biserică, tu care afirm cu fiecare ales faptul pentru că așa. De aceea este de dorit să mergem, să vedem despre ce este vorba și, în consecință, să o acționăm. Mulțumesc! Se rog, de ce să punctuale, țintite cu adresa exactă, cu infuleți întrebarea și doar cu trei faze, toate scurte, ca să spate un pic discuție pe care unul dintre ei, profesorul Tonta, a numit Țapuscă și o temă cu cifrele Iisus, care revine și la astăzi la numire, la 90-60-90-90, îl bucheze și, de obicei, Țapuscă și tot în România se împerechează cu capra vicii. Deci aici avem mare problemă, problemă de convenită cu noi. Nu uitați, vă rog, tema pe care ne-am gândit. Aveți perfect dreptate, cazuistică este exemple bune atunci noi putem cita din toate religii, din toate formele de viață, din acest moment. Însă trebuie să ne ținem de spațiu neoclonistă de întâlnire. Pentru că acolo ne vom întâlni sau nu. Aveți perfecte dreptate și justificare teologică, etc. Dar trebuie să vă întâlniți cu profesorul Tota și îndrăznesc să spun chiar și cu istoricii religii. Și trei, într-adevăr, dacă întrebările sunt suficient de justificate în acest context, propunerea mea este să ne reunim la Academia Română, în Institutul de Istoria Religiilor, și să facem recomandări tripartite pentru noile recomandări care, cu siguranță, cu puțin în urmă, vor avea de o cumva. Mulțumesc! Deja un câștig, deci, o întrebare punctuală, cu adresă exactă. E o întrebare pentru Cristian. Nu e Cristian. Am fac 122 de ani, iar în 123 de ani am fost întrebări despre tot. De ce am căutat răspunsul? Desigur, am căutat în biserică și am cumva biserică, că am fost un mandat foarte credincios, practicant. Nu au venit răspunsul. Legat de motivul pentru care am amânat să se arăte din punctul meu de vedere, teologia nu are de ce să caute în școală. Nu are de ce pentru că sistemul de valori pe care se bazează societatea umană este trebuie îmbunătățit într-un fel, iar altfel trebuie scoasă. Teologia, din religiile în general, și-au impus în punctele sistemele de valori. De la diferite religii, sigur, toate merg în numele Lui Dumnezeu, caută pe Dumnezeu. Deci, e o controversă legată de teologie, legată de etică.
sigur, dar da, nu e legat de etică. Și atunci, ce este etic și ce nu este, din perspectiva numărul faptul care a fost. Cred că mai este, da? Este o listă la putere de putem în care în primul rând, ce nu e o antivaloare este o bată de biserică și de religie este noțiunea de păcat. Este cea mai mare... Păcatul nu e valoare. Masiv. Este o nouă valoare de a prova așa ceva. Vă spun că nu e păcat. Nu este valoare. Le dau dreptate. Acum, se poate, s-ar putea crea un manual de istoria religiilor care să cuprindă prescurt atât tehnologiile pe care le-au făcut religiile în toată lumea, cât și poate un sistem de valori. La nivel de... Mă rog, e trebuie să-i la întrebare. Dar asta e că sunt deja la mână de istorie. Vedeți că comitatea să spună doar un singur lucru? Cred că e greșit să vorbim despre nenorocirile pe care le-au făcut religii. Nu vă spun, este, nu vreau să fac prima această decizare, este vorba de nenorocirile care le-au produs anumite persoane și instituții în numele religiei. Și așa, dacă de religie este o valoare alterabilă și trebuie să completamente coerentă cu ea, am zis pentru că funcționează din istoric. E asta de mă dăm întrebarea la niște dată. Acei copii vor înțelege foarte greu creștinismul.
Și nu am întors din India, avem prieteni budiști în sală, stai, avem prieteni budiști în România acolo, există și manuale de budism pentru budiștii de șapte ani. Da, nu ți-mi voi să vă exprim. E imposibil când te subiești propria religie. Da, e așa. E foarte înseamnă cum ar putea să ne oferim un răspuns în această privință. Vreau să spun că suntem așa metodologi și avem dificultăți să înțelegem budismul de pe o problemă. Tocmai că e și om să-i ducăm pe copii. Nu, stai, dați-mi voi și am spus. Citeam ce spune un mare teolog japonez budist. Cea mai inexplicabilă imagine pentru un budist este prezența unui Hristos răstignit pe o doriță la marginea Domnului. Foarte bine, foarte bine, eu mă refer acum la totul altceva. Deci, în acest sens, am spus că e foarte greu ca scos dintr-un context cultural mesajul respectiv să fie foarte bine receptat de către mari, de către niște copii la vârsta aceea. Să nu uităm că atunci când e vorba de religia creștină, pentru că la aceasta se referea cineva dintre dumneavoastră, acești copii cresc în mediul acesta, creștini de când se nasc și până când mor. Deci, cât de cât sunt familiarizați cu noțiuni, cu imagini, cu atmosfera mental, sunt pregătiți, sunt totuși cât de cât pregătiți pentru a înțelege aceste lucruri. De fapt, avem, eu n-am înțeles niciodată, da? Da, spune. Și traumatisme. Deci, mai avem multe multe întrebări. Să vă rog, acceptați sau nu acceptați părerea copiilor vă prezentați. Spuneți o întrebare cu adresă. Deci, am văzut că în momentul în care ai văzut în concurența știință politică și nu sunt legat de religie, pentru că asta mi se pare discuția secundară. Aș vrea să discut un pic mai pragmatic și dacă de aici o să vină și întrebarea mea. Nu credeți că toate opiniile astea, toate valorile pe care le promovați, cum ar fi, nu știu, de calitate, iubire de aproape, pentru că înseamnă să găsesc la nivel social, cu sau fără religie. Dar eu aș, nu știu, m-aș uita și în altă parte. Nu mi se pare că toată și propaganda și dorința multora de a se preda religia în școli, este pentru a legitima un sistem economic care funcționează în paralel cu statul, cum ar fi celălalt Beore. Adică, să nu uităm, Beore are foarte multe afaceri, gen mânări, cimitire, mici, nici nu care se dă să fiți în niciun an nu sunt excedente financiare.
Poate justificate, poate justificate pe cheltuielile respective. Aș vrea să mergeți și să luați în calcul și să vă rog să vă documentați cu privire la instituțiile pe care biserica le întreține. Eu sunt preot de parohie. Și de 20 de ani întrețin și persoane, o oferă din banii pe care îi primesc la biserică, unor persoane nevoiașe. Am dat burse, nu mai putem. Știți ce suntem? Nu suntem la viață. Am avut studenți și am studenți cărora le acordăm burse, am bolnavi cărora le acordăm ajutoare și nu ieșim nicăieri să spunem iată ce facem. Am persoane care au fost cadru universitar și au avut o tumoare de creier și de aproape 10 ani o ajutăm să supraviețuiască. Am studenți cărora le dau burse. Din posibilitățile pe care le avem. Ei, lucrurile acestea vreau să nu le știți sau nu să le știți. Biserica le face, dar nu poate tocmai. Deci, dacă întrebările nu mai sunt pertinente, am încheiat aici dialogul, pentru că totuși aveam o temă, da? Dacă sunteți nemulțumiți de acest fapt că sunt plătiți preoții, nu doar ortodoxi, toate cultele, de la buget, emigrați în Norvegia, în Austria, în Germania, este fix la fel. I-a spus colegii și prietenii mele, Alina Dumitriu, că se vede că nu merge la biserică. Să vă spun ceva care nu stă vede. Se ocupă mult mai mult decât programe astăzi în dumneavoastră, despre ce bolnav de chiși, heroină și așa mai departe. Fără să aibă... De fapt, iar lucrurile vreau să vorbești. Vă rog frumos, în acest moment, nu mai acceptă întrebări pe specie, pe casuistică, pe etnică. Întrebări pe temă. Cum poate fi predată istoria religiilor de către și către persoane și neformate? Ce efect e există la această situație? Ce se întâmplă? Da, aceasta e o problemă mai veche, vedeți, cei care predăm istoria religiilor în școlile teologice, sigur că întâmpinăm și asemenea reacții. Ne amintesc că eram proaspăt venit din Germania și la un moment dat, fiind foarte entuziasmat pe studiile făcute acolo în istoria religiilor, mulți dintre elevii mei, vă spuneam că au predat și în Sfântul Mediu, erau foarte fericiți să afle multe lucruri noi. Dar am întâmpinat și asemenea reacții. Mă gândesc foarte bine, în urmă cu mulți ani, cu un elev al meu care avea mereu probleme cu promovarea, a luat cuvântul și atunci nu eram preot, eram tânăr, eram civil și m-a abordat foarte tranșant. Domnule profesor, de ce avem nevoie noi de istoria religiilor ca preoți? Noi nu avem nevoie nici de istoria religiilor, nici de limba greacă, nici de limba latină. Dar de ce aveți voi nevoie? Noi avem nevoie să știm să clădim, să cântăm și să vorbim oamenilor. Lucrul acesta, sigur că m-a întristat foarte tare, pentru că, din păcate, trebuie să spun că există, cu aceasta nu mă adresez neapărat dumnealui, dumneavoastră cele care mi-a pus întrebare, mă adresez unei opinii care există, într-adevăr. Există. De ce avem nevoie și de istorie religiilor? Eu zic că avem nevoie și am încercat să răspund acest lucru. Dacă suntem pregătiți cu obicește, nu știu, am spus-o de foarte multe ori, atunci când am fost întrebat, eu nu mă consider în primul rând un istoric al religiilor și după aceea preot. Eu sunt preot și după aceea istoric al religiilor. Și dacă nu citiți cărțile, o să vă dați seama de acest lucru. Dar aceasta nu înseamnă că
prin prezența mea, prin discursul meu, o să-mi permit să denigrez celelalte religii pe care le predau, pentru că nu aceasta este menirea disciplinii. Eliade spunea, la un moment dat, de ce nu și-a mărturisit crezului propriu? M-ar descalifica lucrul acesta. N-aș mai fi istoric al religiilor. Deci, pregătire duhovnicească înseamnă că nu ești îmbunătățit duhovnicește dacă predai despre budism, despre hinduism, despre alte religii. Iisus Hristos, în Evanghelia după Matei, la capitolul 28, ce ne spune acolo? Ne spune, intrați în țară, ghetoizați-vă și stați acolo să nu vă agreseze alții. Spune, mergând, învățați toate neamurile, până la margine pământului. Eu înțeleg că, de fapt, dialogul, deschiderea spre celălalt, este o atitudine harică. Capacitatea de a asculta pe celălalt, de a învăța, de a înțelege ceea ce este caracteristic celuilalt, este o capacitate harică, nu este ceva la întâmplare. Mulțumesc! Problema duhovnicească implică conceptul sau felul de creștere. Adică nu trebuie să așteptăm ca o persoană să devină duhovnicească încât nu o să-i putem împărtăși cunoștința religioasă. Nu îi dăm informații și în calitate de preot să vă spun că după ce am discutat cu oameni mai puțin credincioși sau necredincioși sau neinformați, mi-au spus că uite, lucrurile acestea nu le știa. Prin urmare, chiar dacă persoanele respective nu sunt duhovnicite, ele au posibilitatea să o facă, au posibilitatea să intre într-un proces de desăvârșire și s-a numit Sfinte, avem o istorie, asemenea personalități. Începând cu Augustin, cu Pavel, cu Augustin, terminând cu convertiții contemporane, cu Prosar și alții. Prin urmare, noi considerăm că este nevoie să spunem celor care nu au ajuns la nivel de duhovnicire ce înseamnă să trăiești o serie de valori care sunt prezentate de ceea ce noi numim generic vorbind, vorbind religie. Să se facă un lucru, să se conține, dar o conținere, un confesional.
că altfel nu va avea nicio șansă, nici în viitor, să se apropie toleranță de celălalt, ci îl vom demoniza pe Dumnezeu. Îl va demoniza pe celălalt, dacă vorbiți cu niște trei judecăți pe care au fost reprinse, va fi nevoie să le scurtă și să renunțe la ele, și să le obiți care altfel vor conduce, dacă nu se va reține. Acesta era prima cară, dar cum nu mai spune. Am spus două deja, eu. Nu poate acuza nimeni că am introdus așa ceva. Sunt în egală măsură.
Deci, haideți să ne înțelegem, să discutăm rezonabil, să nu încercăm să inventăm acum tot felul de acuze și de... Pentru că eu am înțeles din invitația pe care am primit-o că, practic, va fi o discuție foarte liberă, o discuție în care trebuie să constatăm împreună, deci împreună, ceea ce este bun, ceea ce nu este bun, ceea ce putem îndrepta, ceea ce putem adăuga și așa mai departe. Restul, dacă intrăm în amănunte, să discutăm acum ce înseamnă junia ta, ce înseamnă nimic cu absolut, nu ajungem eu să credem în nicio concluzie care să ne ajute. Cu har. Spre decepția Domnului, să știți că nici noi n-am știut cum a înviat Hristos și nici nu știm cum a dus în țară. Ceea ce pe noi ne-a uimit și pe toată lumea a fost faptul că Hristos a înviat. Cum a înviat, nu știm, și cum s-a înălțat, nu știm și nu vom ști niciodată. Dar sunt evenimente care s-au petrecut. Cât privește învățământul profesional. Domnișoară, în România este o problemă destul de bine pusă la punct că se respectă în școală învățământul profesional. Vreau să vedeți că noi, teologii ortodoxi, teologii romano-catolici, ceilalți ca suntem în universitate, ne înțelegem pentru că noi facem parte din comisiile lor de doctorat. Ei fac parte din comisiile noastre. Ne ducem reciproc în vizite, când avem făcut examene în școlile lor sau ei în școlile noastre. Prin urmare, să dea Dumnezeu ca această colaborare profesională să existe și în alte țări, așa cum există la noi. Recunoscute, recunoscute și pas profesor de la suntem chiar prieteni. Prin urmare, să nu mă fie teamă că noi avem ceva anticonfesional în cursurile noastre. Și în fiecare interesant, statul român, respectând drepturile omului, a dat dreptul fiecărei confesiuni să educe din punct de vedere religios copiii care aparțin acele religios în studiul respectivei confesiuni. Prin urmare, este o formă de respectare a drepturilor omului. Și acolo, în confesiunea respectivă, se face educație religioasă și acolo, și așa mai departe. Prin urmare, cred că merită salutat acest fenomen care este în România, că se face educație pe confesiuni. Altfel, ar apărea conflicte. Ortodoxul ar accepta să fie educat de muftiul din Constanța și invers. Sau... Care va trebui? Deci, văd că am timp la urmă. Religia se plăcește foarte sigur. O întrebare. Dar să plăce exact cum e în școală. Deci sunt capitolul între cizioare. Vreau să ne poate să dă la întrebare. pentru educatori, pentru educatori, pentru profesori.
că vă rugăm la fapt. Cred că aș putea să vorbesc și așa. Da, vreau să vă spun că toți profesorii ăștia pe care am întâlnit în anii ăștia, 7 ani, sunt mii de profesori pe care i-am pregătit în toată țara. N-a existat nici măcar o singură școală care să nu aibă icoane, nici măcar una singură. Și nu numai într-un cabinet în care se face religie, ci în multe, multe alte părți. Deși din 2006 este un ordin al Ministrului Educației care spune introduceți diversitatea în curicula școlară, în orice, la orice cursuri este posibil. N-am întâlnit nici măcar un singur profesor care să-mi spună că el face asta. Dintre cei pe care am pregătit miile astea de profesori, n-au reușit niciunul dintre ei să promoveze să li se accepte de la conducere, de la minister, un opțional de diversitate sau să introducă ceva de genul ăsta în curiculă. Vorbim despre instituții, nu s-a prea vorbit despre asta și cred că are și asta un rol. CNCD-ul a făcut acum câțiva ani o recomandare, că spunea noastră ceva de recomandare, Ministerul Educației, pentru că ar trebui să fie atent la icoanele din clase, din școli. Să ia măsuri în ce privește asta, pentru că sunt oameni de toate confesiunile, elevi care pot deveni și agnostici sau atei și ar trebui să se țină cont de opțiunile lor. Ministerul Educației a rezolvat problema în modul următor. Dat-o mai departe. Și a spus fiecare școală să hotărască. Adică o autoritate a statului, specialistă în nediscriminare. Da? Ăștia sunt specialiști în nediscriminare, o autoritate de stat. De o recomandare a Ministerului Educației. Vorbim de niște oameni care sunt plătiți din bani publici, toți, da? Din ai noștri. Și merge la Ministerul Educației, care dă mai departe către școli. Școlile hotărăsc împreună cu comitetele de părinți. Da? Ce părere aveți despre asta? Cui puneți întrebare? Tuturor, aș vrea să știu fiecare părere. 4 păreri, aș vrea nevoie. Ce părere aveți despre întrebare este mai tare la răsătă factorul de răspundere din minister. Și am să vă spun o poveste mică. În Germania a fost exact aceeași problemă. Cu comitet de părinți a atacat prezența icoanelor în școli. Au ajuns la Curtea Constituțională din Karlsruhe, s-au urmat spatele icoanelor și a rămas umbra icoanelor pe locul unde erau făcut înainte. Da. Mai sunt și alte, dar e prea lângă povestea. Sunt și alte exemple. Tot în general. Nu ne cred că am început prin a face o rămare cu părintele profesorul Brădungă, dar mica culisă, ceea ce a fost extrem de amuzant, în suflet faptul mi-am aplaudat de colega care conduce mai aproape de studiile religioase de la Universitatea de București, doamna Popescu de la Sfântul, a făcut nevoie. Dar eu am citit manualul de istoria religioasă în 2030 și nu mă sun. Vă mulțumesc. Până una, atâta religia este prezentă în curicula școlară, ca obiect de studiu. După cum știți, în școlile noastre avem pe pereții școlilor portretele marilor scriitori, marilor oameni de știință și așa mai departe, care se regăsesc în diverse manuale și la diverse cursuri. În asemenea curs despre care vorbeați, de opțional sau când ați venit, de diversitate, să știți că e o problemă pentru că Ministerul nu are bani să plătească. Da, toți da, diversitatea e opțională. Și filozofia, doar înțelepciunea unui. De vreme ce, profetele marilor scriitori, filozofi, oameni de știință și așa mai departe, se găsesc în școli, pentru că acolo se predau discipline, unde se regăsesc personalitățile celor alegătorilor. Despre icoane vă întrebam. Despre icoane avem o reacție nefericită. Despre icoane lui Hristos și a Maicii Domnului. Oameni buni. Vă întreb ce am zis cu chipul lui Hristos și cu chipul lui celor pe care îi iubim mai mult ca
orice în calitate de creștin, știu, aveți o religie. Alături de David, poate să existe și icoana magică. Nu ne jenează. De ce pe dumneavoastră vă jenează prezența icoanelor în școală? Nu mă jenează. Nu mă jenează. Sunt icoane ortodoxe în toate școlile din România. Poate. Nu poate nici o țință. Și ca să pentru că icoanele sunt anumite religii. Nu, nici nu are religii creștine, în general, ci anumite confesiuni. Ori ele sunt în școlile publice. Părerea mea, nu părerea personală, că nu ar trebuie să știe, ci că dacă statul ăsta este laic, atunci dacă ai spus A, trebuie să spui și B. Și că asta este una din situațiile caracteristice pentru ceea ce se întâmplă la noi. Pentru că în regimul dinainte de 89 a fost un ostic religiu, lucru pe deplin condamnabil, se înțelege acum că orice încercare de a face observații critice în legătură cu modul cum funcționează religia într-un stat laic și o confesiune religioasă, este ceva împotriva religiei. După care se face o egalitate foarte clară, dumneata, dacă vorbești așa, înseamnă că ești ateu. Dacă ești ateu, înseamnă că ești comunist. Și ai dezbat și altă, și atunci omul este scos prin felul ăsta din joc. Deci, și atunci preferă să tacă din bună. Eu nu sunt de părere. Asta și zic. Nu ar trebui să existe pentru că în religie sunt copii a căror părinți nu le dau educație religioasă. Nu doresc asta. Sunt copii de alte profesii. Și icoanele trebuie să fie în locurile care sunt ale confesiunilor respective. Nu permit în chestiunea asta să fiu un dezacord cu dumneavoastră, dar asta cred că nu afectează într-o chestiune. Prin urmare, în vedere de stat laic, consideră că nu este nevoie să intervină statul să reglementeze ceea ce hotărăște Consiliul de Conducere al Școlilor, care de cele mai multe ori, sau cel puțin 86% din cazuri, este format din părinți, părinți ortodoxi, ai căror copii învață respectivele școli. Prin urmare, statul respectă în spiritul comunității în care există respectiva școală. Cu acest lucru, cred că lucrurile sunt clare. Stimate doamne, stimați doamne, rectoratul mi-a dat voie să stăm aici până la fix ora 9. Am văzut fisura care traversează această sală, am văzut pasiunea născută de această discuție, am văzut